Salutare dragilor, eu sunt Cătălin Croitoru, bine ați venit pe canalul Jim Beam. Astăzi o să petrecem o zi întreagă cu Ionuț Sugacevski. Pe Ionuț Sugacevski îl cunoașteți probabil de la concursul Hexathlon, este finalist din 2018 și cei care sunt pasionați de sportul de contact îl cunoașteți probabil pentru că este luptător de K1 și arte marțiale mixte. Haideți să-l cunoaștem! Aha. Ai zis 103 sau 104? Am nimerit? Hai da! Salut, Ionuț! Salutare, salutare! Ce mai faci? Bine, uite, vă așteptam. Păi ce faceți? Uite, am venit după drum. Am bătut care lungă de la București până la tine. Îmi dau seama, e drumul... Bă, dar tu nu te îngrași? Nu! Nu mă îngrași, nu pun grăsime. Ia, da să văd. Băi, nene, băi, nebunie! Dă și pantaloni, ce ăsta? Bine, vă așteptam. Cred că a fost drumul lung. A fost lung drumul. Mi-a fost și-o fost tot timp. Hai din bucătărie. Mergem în bucătărie, că bucătărie este inima casei. Eu așa să știi că așa o văd și eu. Da? Dimineața când mă trezesc, primul lucru, vin în bucătărie, îmi fac cafeaua și stau, dau drumul la muzică, mă relaxez. Foarte tare. Eu văd la baie prima dată, da? Da. Eu vin în bucătărie, îmi dau drumul la televizor, mă relaxez, dau drumul puțin la muzică, fac o cafea și după aia, după ce beau cafea, mă pregătesc de micul dejun. La ce oră te trezești? La 7 dimineața mă trezesc. Nu, ești matinal. Păi și antrenamentul la ce oră? La 9. Până mă trezesc, până fac tabieturile, până fac un duș. Da, ai timp să și digeri? Da. Jumătate de oră după ce mănânc trebuie să stau să... Ai mâncat astăzi, nu? Da, am mâncat dimineață. Ce ai mâncat? Mi-am făcut o omletă din 4 ouă, 2 galbeni și 4 albușuri, o jumătate de avocado, am tăiat feliuțe frumos. Da. După aia am băgat la cuptorul cu microunde, niște fugi de ovăz, cu o lingură de unde arahide și așa mănânc dimineața. Frumos, e ușor. Și de ce? Da. Și după ce termin asta mai fac și un shake proteic. A, n-ai terminat, mai ai? Nu. Mamă, câtă mâncare are omul ăsta. Și fac și un shake proteic, o cupă de proteină. Trebuie să arăt și proteina. De la... Vezi că de asta am și eu. Da, e foarte bună. Și îți mai dau un pont, fii atent, vezi că este și aromă de ciocolată și nucă de cocos. Ciocolată albă și nucă de cocos. Sincer, n-am... Vezi că... N-am folosit-o. O mănânci pe aia, nu, da? Nu mai vrei altceva, jur. O iau cu lingură așa. Da, e foarte, foarte bună. Și îmi fac... pun o cupă de proteină, o jumătate de banană, așa. Și o lingură de unde arahide, când fac la blender. Tare. Amestec 15 secunde, 20 maxim și după aia beau și stau liniștit. Asta mănâncă o grămadă și nu se îngrașă, frate, ești nebun la cap. Tu ce condiții fizice are? Ești luptător de MMA, da? Și faci MMA, kickboxing, da? De când faci și luptele? Și... Pe mic copil. Prima dată m-a dus tata, m-a luat de mână la 7 ani, m-a dus într-o sală de lupte libere. Și m-a aruncat la 7 ani. 7 ani? La 7 ani jumate m-a dus într-o sală de lupte libere. Așa, 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 așa. Da, așa, un pic. Avem o linguriță, dar hai că ne improvizăm. Improvizăm. De la 7 ani. După aia, bine, am mai făcut pauze, am mai fost plecat, după aia am făcut prin Franța Muay Thai. Foarte tare asta. Da, mi-a plăcut foarte mult. Prima dată eram învățat cu stilul nostru din România. Ușor. Ușor, de-abia te atingeai să nu se suferi. Și m-am dus într-o sală, m-am dus cu verișorii mei într-o sală de Muay Thai. Și fii atent. Pune așa, și... pune așa, presare niște zape, da? Peste, da. Și m-am băgat la profesioniști, gen. Băieți, la profesioniști? Eu nu pun foarte mult zahăr, tu păi cum? Nu contează. Și eu, cum eram învățat acasă, am început să-mi dea cu 2-3 fugă o oblo la Tokyo. Din prima zi, era bună. Și că așa la noi se face. Bine, poate așa după ei. Tu chiar, apropo, ți-ți place lupta de sus, boxul sau mai mult jos? Sincer, mi-mi place să termin când mai lung de adversarul. Nu-mi place să lungesc prea mult. Sus, da. A, păi ai același tip, practic. Sus, să termin cât mai repede adversarul, să nu... Te nu stau prea mult la vrăjeală. Facem astăzi la sală ceva de genul ăsta? Da, facem...
astăzi este, este vineri, e ziua de box. Azi e că eu fac lunea kickboxing, după aia fac jiu-jitsu brazilian, după aia box, știi? Și azi a căzut ziua de box, o să mergem să facem niște palmare azi. Înainte de toate, o să mergem la sală, pentru că m-am așteptat pe voi, că n-am plecat. N-am plecat sigur, m-am așteptat. Și eu să fac asta. Ce antrenament ai? Sincer, azi, săptămâna asta, cam am chiulit un pic. Da? Și ce am avut puțin. Facem ce vrei tu. Bine. Dăm cu zap. Nu facem picioare, te rog, am făcut atât să-l luăm picioare. facem ce vrei tu. Nu. Săptămâna asta m-a fost numai pe drumuri, așa, și prea am avut timp. Super. Păi facem ceva lejer atunci. Facem ceva lejer sau facem? Mai bine să facem ceva lejer? Bine, mai, dăm tare. Rupem brațele și umerii, fii atent. Lucrăm brațe, dar dacă lucrezi, ești pregătit, nu? Sau stau un energizant? Da, hai să facem un energizant. Nu poți să ții față cu asta. Vrei să zic eu ce pregătesc înainte să faci? Și fă și mie unul, te rog, că sunt pe stomacul gol. N-am mâncat nimic azi. Păi uite, să fac, dacă ești pe stomacul gol, îți pregătesc ce eu înainte de salsă. Gen o cupă de proteină. Așa. O jumătate de banană. Dar fără unde arahide, că fără unde arahide. Fără unde, tu vomit. Fără unde arahide, ok, fără unde arahide. Păi atunci îți bag și niște glutamin și BCA. E ok Blan, pentru tine? E perfect. Da? Și creatină, că am văzut că e creatină. Și am și creatină. Și e creatina mea, e creatina mea preferată. Da, și atunci, nu? Sincer, și a mea. Deci, frate, am citit niște chestii despre asta, e blană. Și uite, eu folosesc foarte mult arginină. E blană arginina. Jumătate de banană. Și okay. Jumătate de banană, da? Ca să fie ok. Ai zis că nu vrei... Că mă umple stomacul și eu să... Ok. După antrenament trebuie să mergem să și mâncăm un pic. Please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the... Let out the... Let out the... Big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the... Big shoes, caution. Hai să-ți arăt ce pregătesc înainte de sală. Bagă o cupă de BCA. Vezi că arginina s-o aici. Da. O cupă de BCA. Îmi pun. Glutamină. Așa, arginină. Eu arginina, sincer, eu pun două cupe. Bă, ce v-am zis, mă, când te-ai bandetă? Două cupe, dar le da. Pun două cupe cu vârf. Bagă o cupă de creatină. Eu niciodată nu l-am pus, mulți prieteni de-ai mei pun o cupă, gen o rade, să pun o cupă. Nu, niciodată nu m-am uitat la gramaj, la... Am pus o cupă cu manuată, cu vârf, fără vârf. Pentru că nu se uită la bani de-aia. Așa, am făcut un pic de dezordine și bag și folosesc foarte mult torul. Am văzut că ai făcut un video cu Alex Delea. Și era înainte de sală, l-a luat... Direct, da, Alex direct. Mi-a zis, băi, nu găsești shaker, hai mă, lasă-mă, ia direct așa cu cupa. Și a băgat-o direct. Eu niciodată n-am luat așa, am vrut să o încerc. Dar am încercat-o, mi-a fost frică de reacție. O, e razna aici de vând după asta. Da? Da. Păi bine, îl luăm la noi să luăm și o cupă la sală. O iau cu mine. S-o încerc și eu. Și pun și o cupă de energizant. Noi bem asta, terminăm. Mergem la mașină și ne vedem din ele la sală. Pa! Gata? Păi, mergem? Da, mergem, gata. Stai să mă duc să izi mama. Stai la mama și tu apartament. Eu te pot sta cu două apartamente, ești nebun. Păi aici stă mama. Ai mama ta? Aici stă mama, când mă trezesc, mai târziu, o să fiu oasă la cupă de șut. Oh, fii atent! Uite unde ține asta, trofele. Pentru că mama vrea să le țin la ea la apartament, știi? Foarte tare. Și ai o grămadă acolo. Da, da, sunt câteva. Care e cel mai... Cel mai... Ăsta, la european. Dracție. Ce? La european, că antrenat european. Da? Locul, da. La ce? Ce? La unde? Kickboxing? Da. Nu știu. Câți ani aveai? 18 ani. Sau 19 ani, cam 18 sau 19 ani. Ai prima medalie pe care ai câștigat-o acolo? Asta. Asta e prima medalie. Ce-a fost acolo? Un campionat de juniori. Pe la Constanța, ceva genul ăsta. Hai să mergem. Am întârziat la sală. La sală. Facem bicep frumoare. E departe sala? Este un pic. Mamă, ce călătorie. Dar ajungem foarte repede. Dacă... Păcat că n-am certuri dintre aia, știi? Ca la Formula 1, să spun. Așa, sperim că e bine. Putem să mergem prin oraș sau putem să mergem pe... Nu, iau prin mai aglomerat. Pe unde e mai aglomerat? Mai aglomerat, da. Ok. Dar putem să mergem pe faleza Dunării. Să vezi și, bă, și faleza. Ai fost vreodată la Galați? E frică să răspund. Deci aș zice că da, ca să nu te duci pe acolo. Dacă vreau să văd faleza, vreau să văd încet, nu vreau să... Mergem încet, nu-i problemă. Bine, hai. Fără problemă. Dumnezeu la faleză.
mai ales vara, adică cum se numește asta? Faleza Galaxy, cum ar veni, asta e zidul mare. Aici ne strângem vara. Aici pierdem timp, nopțile. Aici vin golanii, da? Aici vin golanii, gen să strâng golanii de oraș. Și golanițele? Și golanițe. Oh, mi-ați frumos și îmi place. Da. Foarte frumos. Alizeu de la sud. Dar te relaxezi un pic, știi? Vii aici când n-ai ce face sau vrei să ieși un pic din casă. Vii, stai 10 minute și după aia plecat acasă. Ai obiceiul ăsta să stai singur cu tine? Da. Da? Mă regăsesc pe mine, în primul rând, și mi-adun așa gândurile, știi? Păi iau de la cap, îmi dau un refresh, cum ar veni, știi? Fără telefon, fără nimic. Stau 10 minute, mă întorc așa frumos. Stau 10 minute aici, știi? Da, și te relaxezi. Ia, uitați-vă jos. Uite-te jos unde se relaxează. Te relaxezi, știi? Sau înainte de sală, știi? Vii, bei shake-ul aici și după aia pleci la sală, că e foarte aproape sala. Gata, am venit la sală, am venit la cei de la One Gym. Sunt tare curios să vedem cum este sala asta și facem un antrenament de umeri și brațe, da? Umeri și brațe facem azi, dar ești pregătit, bănuiesc, nu? Da, hai. Da? Oh. Perfect atunci. Eu trebuie să mă schimb, vestiar. Așa, bravo. Așa, gata. Ești gata. Pregătiți de acțiune, deci o să ne schimbăm și ne revedem imediat. Atenți că îi dăm un set gigant, avem 3 exerciții pentru biceps, o să vreți să faceți asta cu greutate ușoară. Facem așa, prima dată flexi spider, spider curls, folosiți-vă de o bancă Scott, după care vă întoarceți și o să faceți flexiile din înclinat. Și pe ultimul, toate le duceți până la epuizare, iar al treilea exercițiu, flexi ciocan. O să vă arăt imediat, țineți cont că aveți nevoie de greutate mică, redusă, pentru că sunt legate și o să fie epuizant. Și duceți toate seriile la epuizare. Fiți atenți la următorul exercițiu pentru triceps, o să vreți să-l faceți pe ăsta dacă aveți dureri la cot, dacă vă doare în cot, sau dacă vreți pur și simplu să faceți exercițiu într-o manieră sigură. Vă permite să încărcați musculatura fără să pună presiune pe articulație. Uite cum se face. La scripeți, de jos, fiecare mână apucă cablul opus. Va trebui să îngenunchiați pentru ăsta. Bam, bam. Și imaginați-vă că trageți săbile din teacă. Okay.
Noi am terminat antrenamentul și o să mergem să mâncăm. Ne vedem la masă. Vă pupăm. Bum. Bun, noi am terminat sala și am venit să mâncăm. Ne-a adus Ionuț la Vintage Pub din Galați. Asta e locul unde îți place ție să mănânci? Da, după sală mereu vin aici, mă relaxez. E un loc așa mai retras. Și e o mâncare foarte bună. Ce am luat aici, frate? Că zici că e acordeon. Sunt niște coaste foarte bune. Părerea ta o să fie după ce le mănânci. Eu sunt vegetarian. Nu-i problemă. Și eu mănânc coaste de pui. Și eu sunt vegetarian și mănânc coaste de pui. Mai devreme Ionuț ne-a arătat niște filmări, niște clipulețe de la Exatron. Dure rău de tot, deci am văzut acolo niște ren. Ne povestea de o, să zicem, o gaură în tibie și râdea despre chestia asta. A fost dureros și greu. Da, a fost o experiență foarte, foarte grea. Te-a schimbat? Sincer, da, foarte mult. M-am maturizat mult mai mult și m-a făcut să-mi dau seama de anumite greșeli care le faci în viață, știi? Când ești tu cu tine însuși, realizezi anumite chestii, știi? Și, cum să zic eu, ești doar tu cu tine și îți dai seama de anumite greșeli care le faci în viață și să nu le mai repeti, știi? Și acolo te-a schimbat puțin percepția sau modul în care percepi oamenii? Da, da, foarte mult. Și, să mai zic ceva? Cum să zic, stai că am un lapsus. M-a făcut să apreciez foarte mult lucrurile astea mărunte, știi? Asta pe care acum le iei de bune, cum ar da, de bune, da. Faina după da, tine și da, mâncarea din fața ta, da. Înainte nu eram așa, știi? Dar acum apreciez orice lucru, știi? Orice lucru mărunt. Adevărat. Și trebuie să te bucuri de orice lucru. Și eu sunt perfect de acord cu chestia asta. Și dacă ceva se întâmplă în viață, se întâmplă cu un scop. E o vizine foarte tare. Da. Ia zic, cum se mănâncă asta? Eu mănânc cu mâna. Îți dau niște mânuși. Așa. Ca să nu te murdărești. Hai. Ia de ce, mă? Bun, noi am ajuns la sală. O să se încălzească puțin acum la palmare. Și a găsit antrenorul, avem domnul antrenor, l-am păstrat și l-am prins exact la finalul programului. Și dăm drumul la o ședință scurtă de palmare tehnică de box. Astăzi este ziua în care el se antrenează la box. Hai să vedem. Antrenorului Ionuț este extenuat, l-a spart. A fost o zi super lungă, mulțumim frumos Ionuț. Cu mare drag și vă mai așteptăm pe mulțumim frumos pentru găzduire. Nu v-am arătat prea multe detalii din culise, că nu e frumos. Da, să se păstrăm pentru am arătat doar așa pe zi, da? Mă bucur tare mult că ați venit. Mă bucur că te-am cunoscut. Și eu mă bucur. Iar voi sperăm că v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să ne dați un subscribe și comentați dacă v-a plăcut sau dacă nu v-a plăcut. Vă pupăm. Pa. Pa, pa. Oh.